mulțumim, Maria, pentru aceste detalii. Noi continuăm discuția cu invitații ediției de astăzi referitor la ce se întâmplă în Coaliția aflată la Guvernare. Intrăm în a doua zi de negocieri. Alături de noi, în platoul Digi24, Daniel Fenechiu, senator PNL. Bună ziua! Bună ziua! Cioma Boton, liderul deputaților DMR. Bună ziua! Bună ziua! Ni se alătură prin telefon un deputat al USR Plus, Iulian Bulai. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru prezență și din Parlament este și senatorul Robert Cazanciuc din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua! Bună ziua, bună, mulțumesc de invitație. Domnul Bulai, aș începe cu dumneavoastră, pentru că informațiile care au venit pe surse de ieri până astăzi merg într-o direcție a unui regulament cu proceduri pe care le cereți, clare stipulat în coaliția aflată la guvernare, cum anume poate demite premierul un ministru. Dacă puteți confirma această informație sau dacă ne puteți spune atunci care e varianta cu care la ora 16 USR Plus va intra în această ședință a coaliției. Țara are nevoie de stabilitate, trebuie să luptăm împotriva acestei pandemii și să găsim soluții pentru a ieși din această criză. Noi, cei de la USR, suntem orientați pe soluții în această negociere și vom veni cu propuneri concrete de modificare a acestui protocol prin care asemenea derapaje nu vor mai fi posibile. Concret? Ați spus concrete, da? Reglementări concrete. Ce ne puteți spune? Trebuie să fie specificat că niciun fel de act unilateral de demitere a unui ministru din partea prim-ministrului nu se va mai întâmpla, iar orice decizie majoră cu privire la miniștrii coaliției va fi luată în cadrul discuțiilor de coaliție. Nici de cum nu vom permite să auzim din presă așa cum s-a întâmplat în momentul de față. Acestea fiind spuse, trebuie să existe un angajament din partea tuturor partenerilor că aceste prevederi vor fi respectate și avem toată încrederea că se vor găsi soluții pentru a ieși din această criză și că acest act de agresiune din partea premierului Câțu față de un ministru USR nu se va mai întâmpla. Dacă decizia este de a merge mai departe în această formulă. Cu Florin Câțu, premier. Vreți să menționați în acest protocol și ce se întâmplă în situația în care demiterea unui ministru va respecta același scenariu pe care l-am văzut săptămâna trecută? Răspunsul este unul foarte clar. Partenerii nu vor mai avea parte de susținerea noastră dacă acest lucru se va repeta. Ați spus în discuțiile de acum același lucru, că premierul nu va avea susținere. Deci vă pregătiți. Nu. Ideea să fie clară, să repete același scenariu nu este pe masă, dar dacă se va repeta același act de agresiune, atunci vom ieși de la guvernare și va trebui să se poarte în alt termen discuțiile. Domnule Fenechiu, care e mandatul cu care Partidul Național Liberal merge în această coaliție, având în vedere solicitările? Mandatul care merge Partidul Național Liberal este un mandat neschimbat. El a fost enunțat imediat după intervenirea cazului de care face vorbire domnul Bulai. Partidul Național Liberal îl susține în continuare pe premierul Florin Câțu. Este de acord cu orice îmbunătățire a protocolului, inclusiv a modalităților de colaborare, însă atribuțiile constituționale primului ministru nu pot fi modificate sau restrânse pe bază protocolară. Performanța și managementul politic sunt lucruri care țin în guvern de primul ministru, iar această competență a primului ministru trebuie să fie respectată, indiferent că se încheie un protocol, că se adiționează, că se vin cu clauze suplimentare. Da, fără discuție, e foarte bine să îmbunătățim colaborarea, să stabilim diverse lucruri, însă competențele constituționale ale primului ministru nu pot fi restrânse pentru un protocol. Pe mine mă surprinde la domnul Bulai, îl aud, dar nu știu câta oară, vorbind de agresiunea făcută de primul ministru. Și eu am văzut o agresiune, săvârșită de către ministrul sănătății, care a agresat în mod repetat atât așteptările românilor cât și pe primul ministru. Și una peste alta, cred că este bine, în momentul în care discutăm de soluții, să renunțăm la a pune în discuții persoane și să renunțăm la acest limbaj contondent cu agresiune și cu alte comparații, epitete sau figuri de stil, cu care colegii domnului Bulai l-au tot gratulat pe primul ministru. Pentru că, în ultimă instanță, colaborarea loială înseamnă și respect.
Și este cam greu să ai respectul unui partid, partener, în contextul în care îl bălăcărești în halul ăsta prim-ministru și în momentul în care cauți o soluție, vorbești de agresiune și de alte lucruri. Poate că ar fi mai bine că atât domnul Bulai, cât și acei colegi ai domniei sale, și fac precizarea că nu toți colegii din USR Plus împărtășesc acest punct de vedere, cel puțin discuțiile care le-am avut, ar trebui să fie mai atenți la nuanțe, pentru că a repeta într-una cuvântul agresiune și alte cuvinte de acest gen nu sunt nici în sensul unei colaborări, nici în sensul unei continuități dorite în interesul românilor, care chiar au așteptările la această coaliție de dreapta. E un avertisment pe care îl faceți celor de la USR Plus? L-a făcut președintele partidului Orban, în momentul când a spus că un ministru, când s-a apucat să-l sfideze sau să-l înfrunte prim-ministru, trebuie să aibă bagajele făcute. Deci nu fac altceva decât să-l parafrazez pe președintele partidului. Nu suntem nici Iran, nici Azerbaijan. Ideea că afli din presă că un premier a schimbat un ministru și te-a pus pe tine interimar fără să-ți ceară opinia, fără să te întrebe, este rupt din scenariul pe care îl avem pe masă acum. Dacă putem să ajutăm discuțiile de negociere de peste o oră, eu zic să o facem. Dacă nu putem să o facem, zic mai degrabă să ne abținem. Eu sunt perfect de acord. Cred că abținerea, în primul rând, nu trebuie să vină de la noi. Cred. În altă ordine de idei, eu vreau să vă spun un lucru. Nici eu, nici dumneavoastră nu am fost la discuția dintre premierul Câțu și premierul Barna. Nici eu, nici dumneavoastră nu am fost la discuția din coaliție de luni, când s-a pus în discuție revocarea ministrului Câțu. Nu era o noutate pentru colegii dumneavoastră în USR Plus nemulțumirea primului ministru față de performanța ministrului Voiculescu. Premierul Orban a spus foarte clar, este prerogativa și exclusivitatea fiecărui partid care face parte din coaliție să remanieze sau să retragă sprijinul unui ministru. Nu este un act unilateral din partea premierului. Constituția României, domnule Bulai, mă tem că vă contrazice atât pe dumneavoastră și pe cel pe care îl citați, pentru că Constituția României spune că prerogativa revocării unui prim-ministru este dată exclusiv în sarcina președintelui la propunerea primului ministru. Nicăieri în Constituție tehnică, nu scrie că dacă e un guvern de coaliție, tehnică, trebuie să vină domnul Barna să-mi dea permisiunea și domnul Cioloș și nu știu mai cine și dacă revoc pe cineva de la PNL să-mi dea domnul Orban sau de la UDMR să-mi dea domnul Calamet. Pe fondul acestei discuții, decizia este una politică. Din punct de vedere tehnic, aveți perfectă dreptate. Premierul înaintează tehnic și tot tehnic și președintele semnează. Dar decizia și discuția politică o poartă partenerii de guvernare. Ok, v-aș întreba, domnule Bulai, domnul Drulă, când a revocat zilele trecute toți membrii Consiliului de Administrație de la Portul Constanța, s-a consultat cu cineva din PNL? Vă întreb. Poate vă luați relațiile de rigoare și mi răspundeți la întâlnirea următoare TV care o să o avem. Poate că ați înțeles mesajul meu de la început și poate că vă ascultați și pe dumneavoastră de a găsi un ton și de a găsi soluții la ce se întâmplă acum și de a înțelege că nu pot să compar revocarea unui CA cu datul afară pe geam a unui ministru. Eu cred, domnule Bulai, că sunt unul din cei mai raționali parlamentari și cred că relația mea demonstrată funcțională cu colegii dumneavoastră este un lucru. Domnule Ferechiu, vă rog frumos să-mi permiteți, Ionuț Moșteanu, cel care a participat la acea ședință a coaliției de care ați vorbit mai devreme, face acum declarații. Mai e o oră până la momentul ședinței de coaliție, așa că vă propun să-l ascultăm puțin. Așteaptă toți românii de 31 de ani. Fiecare ministru al nostru face această reformă și cerem premierului și cerem partenerilor de coaliție să sprijine reforme. Trebuie să schimbăm funcțional statul român în fiecare pătrățică și în fiecare birou. Și asta vom face încet, încet. Și de aici vrem să vedem mai mult decât declarații, vrem să vedem o susținere reală. Eu vă mulțumesc, așteptăm ședința de la 4. Mersi mult! Domnule Cioma Botând, cum vedeți dumneavoastră această poveste a unui regulament în care se scrie foarte clar cum anume poate demite premierul? Regulament în coaliție. Ați putut să vedeți că în tot acest conflict, noi, cei de la UDMR, am încercat să avem o poziție echilibrată. Sunt de acord să avem anumite proceduri în cadrul coaliției și sunt de acord cu orice mecanism care conduce la îmbunătățirea funcționării acestei coaliții. Dar cred în același timp că trebuie să distingem între anumite proceduri și mecanisme politice și proceduri, cum a spus și domnul Fenechiu, care sunt prevăzute în Constituția României.
Deci nu putem discuta constituțional și să limităm prerogativa unui prim-ministru care are această prerogativă prevăzută de Constituție, această atribuție de a propune revocarea unui ministru și președintele are o putere de decizie în acest sens. Sigur, în paralel, fiind vorba de un guvern de coaliție, nu este un guvern monocolor, se impune să avem anumite proceduri de tip politic în cadrul coaliției, să fie o consultare între partenerii de coaliție când este vorba de activitatea unui ministru, de exemplu. Da, putem să avem o discuție prealabilă când este pe tapet activitatea unui ministru din acest cabinet. Dar în același timp cred că trebuie să avem și o conduită, cum să spun, o conduită care să reflecte solidaritate între membrii guvernului, indiferent din ce partid politic vin. Pentru că, aici vă referiți la declarațiile pe care le-au făcut miniștrii în care l-au criticat pe premier sau la declarațiile lui Vlad Voiculescu în ce privește Nu vreau să mă refer la o anumită persoană, dar au fost foarte multe declarații în spațiul public făcute de anumiți miniștri din cabinet referitor la primul ministru. Nu cred că este normal și nu duce la un rezultat bun sau la o funcționare bună a coaliției dacă în spațiul public există o ceartă vehementă între membrii cabinetului și unii miniștri expun anumite puncte de vedere absolut critice la adresa primului ministru. Pe termen lung nu fac bine coaliției. Deci cred că și din acest punct de vedere ar trebui să fim mai echilibrați, mai matur din punct de vedere politic, să nu ne certăm, mai ales în spațiu. Sigur, poate exista un diferend în cadrul coaliției, putem discuta, suntem oameni maturi și cred că trebuie să discutăm. Există opinii diferite în cadrul coaliției, dar nu cred că trebuie să ducem totdeauna disputa în spațiu public. USR Plus susține că Vlad Voiculescu a fost demis fără să existe această discuție de care spuneți dumneavoastră. Eu nu doresc să fiu un arbitru. Cum ați fost dumneavoastră informat? N-ați participat la ședința coaliției de lunea trecută? Am participat. Atunci s-a discutat despre demiterea lui Vlad Voiculescu? S-a discutat, au fost discuții, au fost luări de poziție în acest sens, deci s-a discutat acest subiect și atunci, luni. S-a discutat ca prerogativă a alianței USR Plus de a retrage acest... Domnul Bulai, dumneavoastră n-ați fost prezent la acea discuție, nu spuneți dumneavoastră ce s-a discutat, pentru că eu am fost prezent personal la acea discuție și mi-am amintesc foarte bine ce s-a discutat acolo. Deci acest subiect a fost abordat, subiectul Voiculescu a fost abordat în acea ședință a coaliției. Deci, și cum să spun, au fost foarte multe chestiuni în relația între domnul Voiculescu și premierul României. Deci nu a fost numai că săptămâna trecută, așa din senin, am început să abordăm acest subiect. Au fost și alte momente când existau niște tensiuni între domnul Voiculescu și premierul României. Deci nu a fost un subiect nou pentru nimeni la acea ședință. Nici pentru cei de la USR Plus care au participat la acea ședință. Vlad Voiculescu a făcut o serie de declarații despre ce a găsit în Ministerul Sănătății, despre faptul că are o serie de semne de întrebare. Partidul Social Democrat, folosindu-se de aceste afirmații ale lui Vlad Voiculescu, a revenit asupra unei propuneri, a unei solicitări în Parlament, o comisie de anchetă în sănătate. Domnule Kazanciuc, ne puteți spune despre această comisie? Vreți să-l chemați pe Vlad Voiculescu la audieri? Cum anume s-ar desfășura această comisie de anchetă? Care-i scopul? Doamna Suciu, în timp ce acești oameni se ceartă pentru a împărți puterea de dragul puterii, astăzi avem această cifră. 237 de morți, cel mai mare număr de morți înregistrat de la începutul pandemiei. Ați auzit pe cineva să vorbească de acest lucru? Vorbim de câteva zile, doar de cum împărțim puterea, cine pune mâna pe Ministerul Sănătății ca să facă achiziții. Nu cui pasă de numărul de români, doamna Băsuciu. A venit președintele României să bată cu pumnul în guvern, să ia de guler pe Câțu, pe Barna, pe toți din guvern, să le spună: oameni buni, unde vreți să duceți țara? Unde vreți să duceți țara aceasta? Domnule președinte Iohannis, unde sunteți în aceste zile, când acești oameni nu reușesc să înțeleagă că nu sunt pe Facebook, că amatorismul și cinismul nu au ce căuta la Palatul Victoria? Despre asta este vorba, din păcate, în ultimul timp, de amatorism și cinism. Pur și simplu, acestor oameni nu le pasă. Acesta este rezultatul guvernării, oameni buni. Trebuie să facem ceva ca acești oameni să plece cât mai repede de la putere și să vină unii care să înțeleagă
că în acest moment chiar ar trebui să stăm cu toți în jurul mesei rotunde să găsim soluții. De câteva zile nu avem ministrul al sănătății, cel mai mare număr de morți și nu avem ministrul al sănătății. V-am ascultat, domnule Cazanciuc. Vreau să discutăm în toți termenii puși pe masă în această realitate a zilelor. Ieri în Parlament, fostul ministru al sănătății din partea Partidului Social Democrat, unul dintre cei foști, trei foști ministri ai sănătății din partea PSD, cercetați penal, a fost salvat de comisia juridică de la ridicarea imunității. Asta înseamnă că blochează ancheta unor procurori. Nu înseamnă că va fi trimis la închisoare doar dacă vor fi probe. Și să discutăm și despre această situație. Doamna Suciu, haideți să nu ducem în derizoriu discuția despre pandemie și numărul de morți. În comisia juridică ieri a fost un vot... Doamna Suciu, în comisia juridică ieri a fost la final un vot al celor care sunt membri ai comisiei juridice bazat pe dovezile... În jurul unui om care are acum o reputație îndoielnică și care are niște acuzații asupra lui. Stimate domn, nu vă permit... A făcut un scut în jurul lui. Nu vă permit să mă întrerupeți. Nu vă permit să mă întrerupeți, stimate domn. PSD-ul are 5 membri din 13. Nu, vă pun în oglindă și vă arăt. PSD-ul, stimate domn, are un număr minoritar în comisia juridică. Deci PSD-ul nu are majoritate în comisia juridică. Cine a votat alături de PSD atunci în comisia juridică ieri? Doamna Suciu, a fost un singur vot împotrivă ieri. Decizia cu privire la această solicitare se va lua mâine în plenul Senatului. Senatul este cel care decide în final cu privire la această cerere. Știți mai bine decât mine și, și mai bine decât cei de acasă că și abținerile contează într-un astfel de moment și pot fi judecate ca un vot împotriva ridicării imunității. Decizia PSD a fost de a vota mâine pentru admiterea cererea făcută de parchetul general. Bun. Asta este decizia Rămâne politică. Să vedem mâine. Că ați spus, e decizie politică să o vedem pusă în practică. Dincolo de asta ați spus că trebuie să plece acești oameni de la guvernare. PSD depune moțiune de cenzură? Cam văzut că nu depune. PSD va depune moțiune de cenzură când va avea numărul de voturi pentru a putea depune moțiune de cenzură. Cu cine negociază? PSD-ul nu are singur numărul de voturi pentru a depune moțiune de cenzură. Așa, trebuie să începeți negocierile. Doamna Suciu, în momentul, ca să treacă moțiunea de cenzură. Da. Doamna Suciu, nu avem cum să păstrăm la Palatul Victoria un guvern, un prim-ministru zombie politic. Un membru al cabinetului l-a făcut pe domnul Câțu zombi politic. Deci nu trebuie să spună PSD-ul că domnul Câțu nu are ce căuta acolo. O spune chiar un membru al cabinetului domnului Câțu. Domnul Câțu este un zombi politic. Deci trebuie să plece de acolo pentru că o să facă rău românilor. Am spus de la începutul guvernării că nu are ce căuta domnul Câțu acolo pentru că pe agenda domniei sale sănătatea și educația proprietăților românilor nu se află. Sunt alte interese. Domnul Câțu trebuie să plece de acolo. USR-ul plusul, n-au decât să depună moțiune de cenzură dacă sunt nemulțumiți de domnul Câțu, pentru că altă soluție nu există în momentul de față, decât dacă președintele Iohannis, cel care a girat acest guvern, va invita la Cotroceni toate partidele politice pentru a scoate țara din criză. Mulțumesc, Robert Cazanciuc. Domnule Cioma Botan, ieri în Comisia Juridică din Senat, UDMR s-a abținut de la vot și astfel a pus umărul la împotriva ridicării imunității parlamentarului Bodoc? Nu. Nu. A votat pentru ridicare. Pentru că există această informație în Parlament că UDMR ar fi pus umărul acolo. Nu este adevărat. Nu știu cine a dat această informație. Am văzut și eu pe surse, parcă nu este adevărat. Deci UDMR a votat pentru ridicarea imunității. Domnule Bulai, Ioana Mihăilă ar fi o variantă favorită, de fapt. Este favorită la Ministerul Sănătății, o variantă cu care USR Plus intră în această ședință a coaliției. O puteți confirma? Este de competența colegilor de la Plus să facă această propunere, deci la această întrebare ar trebui să răspundă ei. Conform algoritmului intern de guvernare, acest portofoliu a fost negociat pentru ca un coleg de la Plus să se ocupe. Așadar, ține de colegii de la Plus să vină cu această propunere concretă. Vlad Voiculescu ar vrea să rămână în Ministerul Sănătății. Există varianta să-l susțineți, nu știu, secretar de stat, de exemplu? Nu cred că există varianta să-l susține secretar de stat. Nu pot să exclud varianta de-l susține, de ce nu, ministru din nou. Este un om bun, care a vrut transparentizarea unor date,
care a avut competență în funcții publice. Uitați-vă la concursurile deschise pentru ocuparea funcției de director a Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Era omul potrivit la locul potrivit. Este opinia dumneavoastră sau poate fi... Sau este o opinia mea și este opinia partidului și este opinia alianței. Adică am putea vedea la ora 16 acest nume pe masa coaliției? Să aflăm după că... Niciodată n-aș putea să exclu această propunere pentru că noi l-am susținut și îl susținem pe Vlad Voiculescu. Ce spuneți, domnule Fenecheu? Da, suntem la ora glumelor, într-adevăr, la ora 15, după ce îi servim masa, poți să faci o glumă bună înainte să intri în programul după amiază. În momentul în care Vlad Voiculescu a fost demis, din motive care țin de performanțe și comunicarea cu primul ministru, este o dovadă de neseriozitate, dacă nu e o glumă, da? Să susții că l-ai propune din nou. Deci, e o chestiune care, mă rog... Premierul semnează până la urmă, decret. Fără discuție, dar tocmai știm că e exclus o asemenea variantă. Dar acest tip de abordare este un tip de abordare care, repet, nu-mi dau seama, este o lipsă de realitate sau o glumă bună. Asta urmează colegii mei de la USR Plus să stabilească. Eu cred că, în momentul de față, urmarea fuziunii, din punctul meu de vedere, există un singur partid USR, așa am înțeles că din 16 nu mai avem două partide, ci fuziunea este finalizată. Cred că USR trebuie să vină cu o propunere. Bănuiesc, din informațiile care le-au dat colegii mei în spațiu public, că în afara domnului Voiculescu mai există și alte persoane apte să preia acest portofoliu, da? Cred. Ca să îl parafrazez pe domnul Ungureanu, dacă colegii mei nu reușesc să facă o propunere, putem noi să-i ajutăm, să-i propunem niște specialiști în sănătate, vehiculați de domnile lor. Deci vehiculați pentru treaba asta. Și... Referitor la acest lucru, Vlad Voiculescu propus din nou la Ministerul Sănătății. Mi se pare o propunere absolut neserioasă. Deci dacă continuăm pe acest drum, nu o să încheiem acest conflict. Deci eu cred, dacă USR-ul se gândește serios, dar eu sper că nu, totuși la 4 vom avea o ședință a coaliției, dar sper că nu vor face această propunere, pentru că dacă da, înseamnă că ei nu vor să încheie acest conflict. Și nu vor să guverneze țara, ci vor să mergem din conflict în conflict dacă au această propunere. Eu sper că totuși e numai o opinie personală a domnului Bulai. Vă rog, domnule Kazanciuc. Eu nu vorbesc. Numai puțin, domnule Bulai. Sunt ultimele secunde. Mulțumesc. Deci o propunere de Vlad Voiculescu înseamnă cinism sau înseamnă un grup de interese care vor să țină cu orice preț pe domnul Voiculescu acolo? Înseamnă luptă împotriva mafiei. Mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră. I-ați ascultat mai devreme. Ne uităm înspre ora 16. Este ora la care începe ședința coaliției. Urmează acum Jurnal Economic cu Ligia Munteanu, iar de la ora 16 Teodora Tompea vă așteaptă la știrile zilei. Vom afla atunci și mai multe detalii din interiorul ședinței coaliției. Vom vedea dacă astăzi se încheie această criză politică sau este doar o zi în plus de negociere. Vă mulțumesc pentru atenție.